care ne-a făcut în așa fel încât să ne putem bucura din plin de viață și de viață sănătoasă și de viață fericită. V-a plăcut prezentarea domnului doctor? Foarte bună a plăcut și mie. Ori de câte ori ascult prezentările medicilor care apelează, cum auzeam și aseară, în seara aceasta și în toate celelalte întâlniri ale noastre, sunt că simt un puternic impuls de a da mai multă atenție principiilor de sănătate, de a fi mai atent la factorii de risc, de a face tot ce trebuie pentru ca mișcarea mai multă, sarea mai puțină, stresul ținut sub control sau deloc să nu lăsăm factorii de risc, factorii de stres, factorii stresanți să ne afecteze, pentru ca toate câine posibile sănătatea noastră se dezvolte, să crească. Nimic din ceea ce are legătură cu sănătatea noastră nu este fără importanță. Cele mai mici aspecte care privesc viața noastră joacă un rol cumulativ foarte important în fericirea noastră, în longevitatea noastră, în trăirea noastră pe acest pământ. Fie că s-a vorbit despre sănătatea fizică, în partea a doua vrem ceva pentru sufletul nostru. Mai ales pentru faptul că aș considera o trecere foarte bună, mi s-a vorbit despre faptul că anumiți factori stresanți ne fac foarte mult rău și le putem face față prin o anumită atitudine, încredere în Dumnezeu, credința în Dumnezeu. Sau cum spuneam noi aici, Dumnezeu, cel care vrea și poate să ne ajute în orice nevoie. Pentru seara aceasta avem de învățat ceva despre nevoia care privește aspectele noastre materiale, lipsurile materiale, criza financiară, criza economică care cuprins lumea și care ne afectează și pe noi mai mult sau mai puțin. Și, de fapt, după parcursul vieții, mereu și mereu, mai mult sau mai puțin, ne confruntăm cu o asemenea nevoie, cu o asemenea problemă. Cred că cu greu aș fi găsit o persoană mai potrivită pentru a ne prezenta acest subiect decât domnul Eduard Călugău, care este trezorierul Uniunii Române a Bisericii Adventiste, care are și licență în teologie și licență în studii economice. Și aș mai adăuga ceva, o persoană care are un mod de viață deosebit și, după câte știu, chiar și în domeniul acesta al sănătății, dânsul acordă deosebit atenție. Frate Călugăru, bine ați venit, ne bucurăm că sunteți cu noi și așteptăm cu multă plăcere să ne prezentați acest subiect atât de greu. Cum ne ajută Dumnezeu în criza aceasta financiară, în lipsurile noastre materiale? Avem o soluție la această problemă? Să căutăm. Vă dorim succes. Vă salut și eu cu pacea Domnului și mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată. Cu siguranță că subiectul acesta nu este unul care să-ți facă plăcere să te ocupi de el, dar n-ai încotro, trebuie să te ocupi. Aș vrea să vă întreb, cum definiți dumneavoastră un om sărac? După ce criterii încadrați pe cineva, și puteți să spuneți că este sărac. Cum trebuie să fie o persoană ca să fie săracă? Vă rog să răspundeți. Casă care nu are... Dacă cineva nu are casă, de exemplu, dacă cineva nu are casă... Așa să spunem. Și poți să facem ce dânsul e sărac. Nu are casă, nu are un statut social, nu are nimic. Mulțumesc. Sărac este altcumva. Cred. Mulțumesc. Deci, așa, dacă vezi pe stradă un om fără adăpost, fără nimic, cumpără pe străzi, te gândești că ar putea să fie sărac. Altcineva. Poate să fie sărac mental. Mai tare. Poate să fie și sărac mental. Sărac înseamnă sărac cu Duhul, nu? Adică are lipsă ceva. Mulțumesc. Altcineva. Bine, acum începem să fim așa mai filozofi, adică... ați auzit de oameni săraci
care pe la intersecții, pe la diverse colțuri, Cerșesc, Cervani, pentru că n-au, sunt săraci, și care au un venit mai mare decât al nostru. Ați auzit? Ați auzit, da? Când spui, e cineva sărac, vezi că lucrurile sunt greu de definit. Adică, cineva care, de exemplu, nu are casă. Da, ai putea să spui, dar poate că stă într-o casă cu chirie, nu e a lui. Dar își permite să stea undeva închiriat. Sau poate că a avut o anumită locuință și n-a vrut să stea acolo. Sau cine știe alte lucruri. Dar cum definiți pe cineva bogat? Cu mașină fixă, cu telefoane diamante, poate chestii care scoate un revie. Așa ceva mai deosebit de dumneavoastră, nu? Adică... Un om bogat este să aibă frică de Dumnezeu, cred. Nu? Să fie credincios, să respecte aproapele. Să fie sănătos, bine. Dacă luăm definiția asta mai complet, așa, adică sănătatea sau nu bogăție, da? Dar bogăția materială, cum o defini? Să ai bani de la cât în sus? Vă spun că am avut ocazia să întâlnesc cu oameni care, din punctul meu de vedere, îi consider și îi consideram bogați. Și în discuțiile pe care le-am avut, mi-am dat seama că oamenii nu se consideră bogați. Mie așa mi se păreau, dar ei despre ei nu spuneau că sunt bogați, nu se considerau bogați, material vorbesc. Vedeți, în trecut, și am întâlnit astăzi un om de 90 de ani, am fost la Biserică București și am întâlnit o persoană, o cunosc de mult. Și a venit singură persoană la Biserică, un domn, un frate de-al nostru, de credință, 90 de ani. În 1920 s-a născut. A văzut multe în viață. Și război, și foamete, și multe altele. Și când te gândești la niște vremuri mai îndepărtate, îți dai seama că era o diferență mai simplă de făcut între bogați și săraci. Cum se defineau atunci lucrurile? Săracii nu aveau, pe când bogații aveau. Ce? Și bani, și terenuri, proprietăți, și lucruri materiale. De exemplu, săracii veneau la școală, copiii veneau la școală desculți. Îmi povestea și toată lumea. Bogații erau încălțați. Săracii mâncau cu mâna, dar din farfurie. Bogații aveau, nu erau atunci de inox. Erau alte metale. Nici de lemn. Arpa casă, nu știu cum îi spune așa. Deci, nu mai zic de metale prețioase, adică de argint, acâmbul sau altceva. Deci, atunci definiția era simplă. Bogatul avea, iar săracul nu avea. Vedeți că la momentul zilei în care trăim noi, este mult mai complicat. Pentru că toți avem. Și case, și îmbrăcăminte, și un anumit venit. Există ceva. Și mașini. Și acum diferența nu mai este dacă ai sau nu. Diferența e cât ai și ce calitate are lucrul pe care îl ai. E una să ai o Dacie veche de nu știu câți ani, da? 20 de ani sau 15 ani. Și alta să ai un model nou, nu știu ce mașină. Nu vorbesc de oameni de care zicea dânsul așa, care ies în evidență. Prin haine, prin telefoane, prin celelalte. Adică oameni care vor să pară cineva, adică să te așa, să te impresioneze cu ceva. Da, nu vorbesc de aceștia. Vorbesc în general. Aș dori să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 10. Există aici o întâmplare. O întâmplare care ne dă mult de gândit. Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Și voi citi începând cu versetul 17. Marcu 10, începând cu 17.
tocmai când era gata să pornească la drum. Este vorba de Domnul Hristos. A fost într-o localitate și a terminat lucrarea de acolo și spune că tocmai când trebuia să plece de acolo, a alergat la el un om. Mi se spune în alte evanghelie că era tânăr. Deci omul acesta nu a venit. Nu era în mulțime și a ridicat și-l mâna să pună întrebare. Ci omul acesta a fugit. Ca nu cumva să piardă. A îngenunchiat înaintea lui. S-a plecat înaintea lui. A îngenunchiat. Și a pus o întrebare. Care este cea mai importantă întrebare pe care omul o pune lui Dumnezeu? Vedeți că în istoria omului, primul care pune întrebări nu este omul, ci este Dumnezeu.